Mielul românesc are concurență chiar în pragul sărbătorilor pascale și asta pentru că mielul de Camerun a trezit interesul românilor. Carnea lui nu are colesterol, are proprietățile vânatului, iar gustul este inconfundabil. Un iranian stabilit în Prahova a climatizat deja ovinele de Camerun, care au și fătat primii miei. Astfel, creștinii pot avea pe masa de Paște o delicatesă dacă scot ceva mai mulți bani din buzunar. Tradiția spune că nu e Paște dacă nu ai pe masă măcar o bucățică de miel. Cei cărora nu le plac însă mirosul și gustul specifice cărnii de miel pot avea pe masă o delicatesă. Carnea de oaie de Camerun este bogată în vitamina B, nu are colesterol aproape deloc și poate fi comparată ușor cu vânatul. Asta și pentru că rasa provine din încrucișarea gazelei cu muflonul. Iau e carnea foarte bună, cu colesterol foarte redus. Este într-adevăr asemănător cu carne de vânat, dar datorie faptului că se hrănesc în gospodărie, nu sunt așa de tar cum e carne de vânat. Al doilea avantaj care are pentru orice crescător este faptul că dacă are altă ocupație și nu are timp, se tunde, se mulge, ca un câine, îl dai drumul, îl pui mâncare, îi pui apă și s-a terminat. Iar rest se produce, o oaie poate să aduce 4 mieluți într-un an de zile. De la 1 ajungi la 5 bucăți cu 2 fătari pe an și câte 2 mieluți fiecare dată. Într-adevăr, sunt oi care sunt mai masive, cum e textel, adică ajung mult mai grele. Și pentru că au o carne specială, prețul oilor de Camerun este ceva mai mare decât al mioarelor autohtone. Un kilogram de miel de Camerun costă între 35 și 40 de lei. Chiar și așa, clienții au început deja să apară în ferma iranianului. Sorin Motăroiu a bătut ceva kilometri de la Breaza ca să aleagă un miel pentru Paște. Ați ales? Da, l-am ales. Miel asta de? E. Miel de Camerun. Oaia de Camerun. De ce acest miel? Este o oaie mai deosebită. N-am văzut prea multe exemplare până acum. Am înțeles că este o oaie care nu conține carnea oii respectiv, nu conține colesterol și are și un gust apropiat de vânat. O alternativă la mielul tradițional. O alternativă, într-adevăr, la mielul tradițional. Ați încercat? Neapărat, pentru că vreau să și cresc aceste animale. O bun. Și întâi trebuie să vedem despre ce e vorba. Apoi ne vom axa și pe creșterea oilor de Camerun. Iar mielul nu pleacă din ferma iranianului fără o rețetă oferită bonus chiar de soția fermierului. Carnea nu conține niciun fel de grăsime, nu are seul ăla care îl are o oaie obișnuită, rasa noastră românească. În rest, se face tradițional din ea orice dorim de Paște. Drobul respectiv, fripturica cu usturoi, cu ceapă verde, usturoi verde. Așa și practic nu are nici miros, nici gust de oaie. E o carne, e altceva. De Paște, la mare căutare, sunt și iepurii. La Florești, iranianul crește doar specii mari de carne, fiecare cântărind mai bine de 12 kg. Un astfel de exemplar se vinde cu 300 sau 350 de lei.